Dosarul a fost înregistrat pe rolul tribunalului Gorj. Da, pe rolul tribunalului a fost înregistrat dosarul privind pe inculpații Pavel Florin, Popescu Dumitru Dian, Popescu Titus Gabriel, Isar Nicolae, Floarea Radu Dan și Pârvulescu Dumitru. Deci acești inculpați număr de 6 au fost și judecată. Dian Popescu a primit vestea cu bucurie. Este un lucru extraordinar, de mult aștept acest lucru. Ați aflat infracțiunile, dare de mită, uz de fals, pe care o știți și dumneavoastră, pe care le știți și dumneavoastră de foarte mult timp, dare de mită pe o declarație a unuia din Peștișani. Ce veți face în acest sens? Nu voi face nimic, abia așteptam acest moment și mă bucur că a făcut în sfârșit acest lucru, trebuia să-l facă mai demult și credeam că face mult mai demult pentru că în momentul în care îl ții, planează și suspiciune. Acesta a precizat și care este motivul pentru care se bucură că a fost trimis în judecată. Ca să demonstreze în instanță că sunt nevinovat și să vedeți care sunt dovezile pentru care am fost eu acuzat. Avocatul său, Mihaela Greblă, susține că anchetatorii nu au luat în calcul expertiza care îi demonstrează nevinovăția. Foarte curios, pentru că a fost efectuată o expertiză. De asta s-a și lungit așa de mult urmărirea penală și suma care îi se reproșează de 1.500.000, că ar fi luat-o drept avans pentru lucrarea de la Peștișani, a fost folosită pentru construirea obiectivului respectiv. Deci n-a fost niciun fel de problemă cu privire la suma respectivă. După ce va fi investit în funcția de senator de Gorj, dosarul va fi repartizat la instanța competentă, întrucât beneficiază de calitate procesuală specială. Dian Popescu este acuzat în baza unei declarații că a dat mită de 7.000 de lei primarului suspendat al comunei Peștișani, Florin Pavel, pentru atribuirea unei lucrări în localitate, dar și pentru complicitate la abuz în serviciu fals și uz de fals.